Bună și bine ați revenit la un nou clip. În clipul de astăzi vom face, după cum vedeți și din titlu, un tag de iarnă, Crăciun, pe care l-a făcut Adelaine Anescu și care mi-a plăcut foarte mult și vreau și eu să-l fac, având în vedere că vin sărbătorile pe rit vechi. Așa cum a făcut și Adelaine, o să las și eu întrebările în căsuța cu descriere. Sunt 20 de întrebări, dar prin unele o să trecem mai repede. Și prima întrebare este când îți începi pregătirile pentru Crăciun? De obicei cu câteva zile înainte, dar dacă ne referim la atmosfera de Crăciun care intră în casă, să zicem așa, prin aranjare, decorare, împodobirea bradului și așa mai departe, asta de obicei la noi e un proces, să zic așa, bradul se împodobește înainte de 6 decembrie, ca să-l avem atunci când vine Moș Nicolae, și îl ținem după 28 ianuarie, pentru că atunci se termină toate sărbătorile pe rit vechi. Așa că la noi în casă chiar ne bucurăm de brad. Și cumva unim și tradițiile românești cu cele sărbești. Care este activitatea preferată alături de familie în luna decembrie? Pot să zic asta atunci când eram mică, care a fost activitatea preferată. Acum nu pot să zic că am una anume și bineînțeles că la toți copii activitatea preferată în luna decembrie a fost, pe lângă că ne plăcea să ne jucăm în zăpadă, ne plăcea foarte mult să stăm cu mama în bucătărie, să pregătim prăjituri, să o ajutăm, nu știu cât de mult o ajutam, dar era un timp foarte fain petrecut în familie și asta a fost momentul preferat al lunii. Ce preferi, brad artificial sau brad natural? Categoric brad natural, pentru că miroase frumos, pentru că, nu știu, chiar adaugă la atmosfera de Crăciun, dar de anul acesta ne-am cumpărat un brad artificial care sperăm să ne țină mulți ani de zile, pentru că stând la bloc nu avem unde să plantăm brazi artificial după Crăciun. Ce stil preferi în decorarea bradului de Crăciun? Momentan îmi place foarte mult cum fac fetele, de exemplu Alina Albin aș putea spune că este inspirația pe tematici, dar nu am nici suficiente decorațiuni, nici n-aș avea unde să le depozitez dacă aș avea atâtea, așa că la mine bradul îmi place să fie cât mai natural, cu globuri și decorațiuni din lemn, metal, aluminiu sau cu conuri, portocale și așa mai departe, adică cât mai natural, cât mai aproape de natură, așa îmi place să fie. Și nu am o tematică anume, sunt toate culorile pe el. Care este mâncarea ta preferată de Crăciun? Cred că sarmale, dar nu aș putea să spun cu, nu știu, îmi plac cel mai mult, mă bucur de fapt de dulciurile de după masă, alea sunt preferatele mele. Filmul preferat de Crăciun? Nu am unul anume, dar am văzut un film foarte interesant pe Netflix anul acesta. Este un film brazilian, dar nu știu neapărat cum se numește. O să vi-l las în descriere și o să atășez aici și o poză lângă mine să puteți să-l căutați. Este despre un domn care este născut de Crăciun și ura Crăciunul. Nu o să dau mai multe spoilere, dar e foarte interesant filmul. E un alt fel de film de Crăciun, care de fapt spune povestea de viața unui cuplu. Ce îți place cel mai mult la Crăciun? Îmi plac zilele libere cel mai mult, care anul ăsta, 2021, nu le vom avea. Dar, da, asta îmi place mai mult, că suntem liberi și împreună. Asta mi se pare cel mai frumos și cred că, nu știu, bunătatea aia care e cumva în aer înainte de Crăciun, iarăși chiar discutam cu oamenii din apropiere, cu oamenii mai apropiați, că cumva toate lucrurile caritabile se întâmplă de Crăciun și nu e corect, pentru că dacă doar o dată pe an ne aducem aminte să fim buni și darnici, înseamnă că ceva nu facem bine. Și mi-ar plăcea să persiste bunătatea asta și dăruința și în restul anului. Îți place să faci cadouri celorlalți sau să primești cadouri? Deci, instrumenții îmi plac ambele, dar entuziasmul ăla atunci când cauți un cadou perfect pentru cineva ca să-i arăți că
știi gusturile lui, că știi ce îi place, ce are nevoie și așa mai departe. Pe lângă asta, vrei să-l și surprinzi cu ceva, aia mi se pare, nu știu, un sentiment aparte, să zic așa, chiar îmi place să fac cadouri. Mai am de lucrat la împachetarea lor. Împodobești casă de Crăciun? Dacă da, în ce camere? Nu prea împodobesc casă de Crăciun în afară de brad. Pun luminițe, acum nu le vedeți că sunt deasupra rafturilor și aici pică puțin. Și în bucătărie am luminițe și pe geamul de la balcon. Și da, asta îmi place cel mai mult, să pun luminițe. Am unele culori care nu-mi plac să fie luminițe, cum ar fi roșu. Nu suport culoarea roșie ca și lumină și ca și decor pentru casă. Nu-mi place roșu. Îmi plac luminițele albe cel mai mult și îmi place așa să le las static, să nu fie nevrotice. Ai o tradiție anume cu familia în ajunul Crăciunului? De obicei știu când trăia bunica că pe 24, respectiv pe 6 ianuarie, atunci când este Crăciunul perit vechi, se ținea post. Și bineînțeles că noi fiind mici, da, era milă de noi, nu știu de ce, ca și cum am fi murit dacă o zi nu mâncam lactate și carne. Și seara începeam să mâncăm dulciuri. Nu, începeam seara să mâncăm lucrurile care erau pregătite pentru Crăciun. Și ce ții minte? Nimic, stăteam împreună, ascultam colinde, jucam un remi poate. Asta de pe 24, pe 6 ianuarie, atunci când este ajunul Crăciunului sărbesc, mergem la biserică, unde se aprinde stejarul și se spune că se aruncă cu greu în foc. O să vă arăt dacă, nu știu dacă se organizează anul acesta fiind pandemie, se aruncă cu greu în foc și se spun tot felul de versuri, că cu cât mai multe scântei, cu atât mai multă sănătate, cu cât mai multe scântei, cu atât mai multă iubire și așa mai departe, adică urări de bine cum ar fi. Copii colindă, primesc cadouri la biserică, dulciuri și așa mai departe. Și mergem acasă, unde mâncăm împreună cu familia și seara primim colindători, ca și în România, numai că noi fiind o comunitate mai mică, chiar vin copii la colindat și în fiecare an știi cine vine. Care a fost cel mai frumos cadou primit de Crăciun? Nu aș putea spune nimic special, ci m-am bucurat de fiecare dată și când am primit o periuță de dinți, poate în anii în care nu aveam posibilități de mai mult, și când am primit lucruri mult mai scumpe, cum ar fi telefon, nu știu, lucruri de genul. Dar în ultimii ani am început singură să-mi fac cadouri și știu exact ce îmi trebuie sau ce am nevoie ca să-mi satisfac o anumită dorință, să zic așa. Deci chiar nu aș putea să... Mie îmi plac toate cadourile și de toate m-am bucurat mult. Când încep cumpărăturile pentru Crăciun, nici asta nu pot să spun. Mama de obicei face asta, face un meniu și merge și își face cumpărăturile și noi o ajutăm. În ultimii 4 ani, din 2016 până anul acesta, am mers de fiecare dată la părinții prietenului meu de Crăciun. Anul acesta fiind pandemia, a fost primul an în care am rămas în Timișoara și am petrecut Crăciunul cu ai mei. Crăciunul românesc, mă refer. Ce îți place să gătești în preajma sărbătorilor de iarnă? Iar de obicei s-au ocupat mamele noastre de treaba asta, eu am ajutat doar. Îmi place cel mai mult să fac prăjituri. Mie îmi place partea aia pentru că, nu știu, îmi place mereu să schimb ceva și am impresia că adaug ceva bun. Dar știu să fac și sarmale și friptură și tot restul, că de atâta timp stăm singuri. Cum sărbătoreai de Crăciun în copilărie? Asta e o întrebare foarte interesantă, răspunsul meu va fi unul foarte trist. Nu prea țin minte Crăciunurile din copilărie. Cred că am avut eu un blocaj care mi-a blocat toată perioada asta de iarnă, pentru că și tatăl meu a murit în decembrie. Și chiar nu țin minte. Țin minte doar bradul unde stătea. Țin minte că aveam pisici și mama mereu iarnă nu le lăsa în casă din cauza faptului că puteau dărâma bradul. Și țin minte prânzul, că de obicei îl sărbătoream în bucătărie, împreună toți mâncam și după aia, nu știu, efectiv nu prea mi-aduc aminte. Știu doar că nu credeam în Moș Crăciun, că în Serbia erau alte
alte reguli. Și ce țin minte, în preajma Crăciunului, țin minte cu o zi înainte de Crăciun, că mergeam la colindat toți copiii de pe stradă și ne întorceam cu mulți, cu plase pline de nuci, mere, dulciuri, bani și fiecare ce putea să ofere. Ce îți place mai mult? Să sărbătorești Crăciunul alături de familie sau să fii invitat la altcineva? Alături de familie, categoric. Ce pregăteau părinții pentru seara de ajun și ziua Crăciunului la masă? Ca și acum, mare lucru nu s-a schimbat, dulciurile se tot schimbă, adică prăjiturile, de obicei au fost mereu sarmale, supă, care nu ne place foarte mult, supă de cu tăiței sau supă cu găluște, și chestii de genul. Știu că de obicei mama făcea porc de Crăciun, dar deci nu s-au schimbat foarte mult lucrurile. Arată-ne o fotografie sau mai multe de anul trecut cum ai sărbătorit de Crăciun. O să încerc. Nu promit, nu știu dacă avem poză de anul trecut de Crăciun. Dacă ar fi să ți se împlinească o singură dorință de Crăciun, care ar fi aceasta? Păi, eu, în primul rând, nu pot să mă gândesc acum și, în al doilea rând, na, nu, nici mie, că vorbeau fetele pe YouTube despre asta, nici mie nu-mi place să-mi spun dorința pentru că am impresia că, nu știu, că nu o să se împlinească dacă o spun. Mă refer la cele mai serioase. Acum, dacă îmi doresc un ruj, aia nu este o tragedie. Dar, în mare parte, mi-aș dori să fim toți sănătoși. Ce miros se duce cu gândul la Crăciun? Mirosul de brad, mirosul de mentă, mirosurile astea verzi și, în ultima vreme, și mirosurile dulci. Turtă dulce, miros de mere coapte. Știu că sunt, poate, mirosuri mai tematice, dar... Asta mi-aduc aminte de Crăciun și chiar am de la Dark Shop. Ultima comandă a fost cu mirosuri foarte crăciunești. Cu mirosuri foarte crăciunești și am dus și la ei mei. Mama a fost impresionată pentru că și ei plac lumânările. Și da, Crăciuniță, da, mirosurile astea verzi. Îmi plac și lemnoase și dulci, știți deja. Uitați-vă la clipul în care pomenesc eu ultima comandă de la Dark Shop, pentru că acolo sunt mirosurile care chiar reprezintă Crăciunul. Și ultima întrebare, cui dai tagul mai departe? Nu aș putea să taguez pe nimeni, pentru că fetele de obicei, în mare parte, au făcut acest tag deja. Și, în al doilea rând, a trecut deja Crăciunul și poate eu am rămas ultima care îl încheie și vedem la anul cine îl mai face. Mulțumesc de vizionare și dacă mai sunteți curioși în legătură cu Crăciunul să dezvolt vreuna din aceste întrebări, scrieți-mi în comentarii și eu voi face cu mare drag. N-am vrut să lungesc acest clip, am vrut așa să vă zic doar câteva lucruri legate de Crăciunurile mele. V-am pupat! Pa!